Liga 1, Petrol, Rapid, sâmbătă ora 21:45. Digi Sport 1. Premier League, Arsenal, Leicester, sâmbătă ora 17, Digi Sport 1. Gigi Bial vrea Pavol Safraco la FCSB. Gigi Becali a anunțat că va face noi transferuri către FCSB, după succesul acestei echipe. Atacantul Pavol Safraco, care a evoluat în trecut la Sepsi, se află pe lista albastrului roșu. Poate că voi lua jucători astăzi, pentru a termina lotul și a face a doua echipă. Vom risca acum, am două jocuri suplimentare în play-off și vom juca cu cel mai bun grup. Riscăm câteva puncte în campionat și ne odihnim jucătorii buni acolo. După ce s-a calificat în grupuri, gata să joace în campionat și rezerve în reducerile europene. Ceea ce iau acum necesită pentru a juca în reducerile europene. Da, Safraco este o țintă. Cu Stefanescu, nu am nimic de făcut, pentru că a jucat cu Sepsi în cupe europene, a spus Gigi Bial, în Pro Arena. Citat de Transfermarkt la 800.000 de euro, Pavol Safraco a evoluat între 2019 și 2021 până la Sepsi Sfântul Gheorghe. Vara trecută, Sumit, ul slovac, a fost vândut în Africa de Sud către Sundowns Mamelodi. În sezonul trecut, atacantul a marcat 9 goluri în 28 de partide, în toate competițiile, pentru Mamelodi Sundowns. În această vară, vicecampionul românit a sosit și Rachid Buhena, Joy Schimdaua și Junasta. Atmosferă superbă la FCSB, Dunajska, creată de peste 40.000 de spectatori. Galerie foto. Cine face CFR Cluj, FCSB și Universitatea Craiova în Liga Conferinței Play-off-ă, urilor? CFR Cluj s-a calificat în calificările Ligii Conferinței Europene, după ce a învins echipa Soligorsk din Belarus Sahtior cu un scor de 1-0, joi seară, pe DR Constantin Redulescu Stadion, a doua etapă a celei de a treia runde preliminare a competiției. Turul turneului, jucat în Turcia, s-a încheiat cu o remiză, scor 0-0. Campionul românian va juca în barajul competiției cu NEK Maribor, eliminat din Europa HJK Helsinki, după 2-0 și 1-0. CFR Cluj va juca prima etapă pe 18 august, iar întoarcerea va avea loc pe 25 august în Cluj-Napoca. FCSB s-a calificat în timpul eliminării EuroPrecec League, după ce a învins echipa slovac FC Dac 1904 Dunajska Streda cu un scor de 1-0, joi seară, pe Arena Națională a Bucureștii, la etajul 2 al celei de-a treia runde,